Probleme TPI, ce ține de consumabile, 112 ore, avem uzură relativ normală la lanț, nu e nimic în neregulă, momentan e foarte curățat, arată ruginit pentru că am testat foarte multe spray-uri de lanț. La ce mă refer este strict la varianta originală, la zala care ține lanțul. Cum bine se vede în partea de sus, dezvoltă o uzură din cauza frecării de pinioane și nu numai. Lucrul acesta ne poate asigura căderea lanțului în pădure și să rămânem acolo, să avem de împins motocicleta, practic. Soluția foarte rapidă și ieftină, poate că știați de ea, poate că nu știați, am decis să vă spun, o reprezint acest kit. Aici avem codul de produs de sus. Este o zală, un kit cu zală de rezervă. În cazul meu nu voi folosi decât partea de sus, clema care îmi este uzată. Este foarte ușor de schimbat. Se împinge cu o șurubelniță în spate, după care cealaltă, varianta nouă, doar se clipsează la locul ei. Mă bucur tare mult că am găsit kitul acesta. Eu nu știam că este disponibil pe piață. Bineînțeles, am sunat la KTM XC, am cerut informații despre un lanț și ulterior mi-au explicat că nu e necesar să schimb tot lanțul pentru că există kit și chiar m-am bucurat, vă dați seama. Montajul se realizează foarte rapid, îl au pe stoc și le mulțumesc încă o dată pe calea aceasta. Dacă intenționați să schimbați tot kitul disponibil, atunci aveți nevoie de procedura aceasta, un tips foarte scurt, mulțumesc Bobiță, pe calea aceasta el mi l-a dat și l-am deranjat și de la masă. Bobiță, ești un fain. Se pune pe pinion și foarte ușor cu o șurubelniță din partea dreaptă se trage în poziția aceasta, așa. După care se înlocuiește, bineînțeles, tot kitul avut la dispoziție.